După petrecere, fetele au mai stat puțin de vorbă în bucătărie, discutau despre faptul că s-ar putea să vină cineva în vizită în casa Mireasa. Se întrebau și ele pentru cine anume, nu erau nici ele sigure. Spuneau că la Cristina a venit cineva, la Maria a venit familia, la Antonia ziceau că a venit mama, la Delia părinții și se gândeau că și la Laura a venit mama și prietena. Iar fetele spuneau că s-ar putea la Eliza să vină cineva în vizită să o vadă. La Iuliana deja este mama în casă. Vom vedea cine anume vine. Mai spuneau că s-ar putea la Delia să vină încă o dată părinții, iar Delia a zis că nu au cum pentru că tatăl ei este plecat în Anglia și nu au cum să vină. Au discutat și despre fata aceea care vine la vopsit, vine astăzi să le vopsească pe Cristina și pe Delia.